Domnule Dan, în privința asta, adevărul trist este că autoritățile sunt parte în acest jaf. Nu ne referim doar la politicieni, care se știe clar că sunt implicați până în mâdura oaselor acolo. Din păcate, inclusiv autorități care ar trebui să fie independente, sunt parte uneori în acest jaf. Eu cred că lucrurile s-au ajuns atât de departe chiar din această cauză. Pentru că oamenii care trebuiau să vedeze la bunul mers al societății, la protejarea resurselor țării, la integritatea noastră sau a jurnaliștilor, sunt cei care au închis ochii prima dată și au dat astfel tupeu, cum se întâmplă și în mafia deșeurilor și în alte domenii, au dat curaj, au dat tupeu acelor oameni care sunt implicați. Și întotdeauna cei responsabili, cum ar fi politicienii, cum ar fi celelalte instituții implicate, au trimis la înaintare pe cei mai mici, ca ei să iasă mereu curați. Daniel, de când lupți cu această mafie, ai identificat, să spunem așa, nu neapărat cu nume și prenume, dar cu funcție, persoanele astea din statul român? Poți să le nominalizezi? Bun, dacă nu vrei astăzi, nu e musai. Dacă ai idee, în mintea ta le ai reprezentate așa, care sunt? Da, este foarte simplu și cel puțin la zona Bucovinei, toți cunosc, nu trebuie să dau niciun nume, se știe, se cunoaște la nivel național, cel care conduce județul este chiar fost inginer silvic. Este un om care ar putea să ia atitudine. Din păcate, toate semnalele care le primesc de la oameni din sistem, de la oameni din zonele respective, este că toți sunt protejați de domnul Gheorghe Flutur. Eu nu mă tem să nominalizez acest om. Este o persoană foarte importantă la nivel național, în conducerea echipei câștigătoare, dar, din păcate, ei sunt cei care girează acest jaf. Și îmi asum pentru CNA, doar te întrerup, Daniel, dacă domnul Flutur dorește să intervină în această emisiune, îl așteptăm. Mi se par destul de grave afirmațiile activistului Daniel Bodnar, însă sunt lucruri pe care le spun tot mai mulți români, le transmit pe rețelele de socializare. Fix așa lucru l-am identificat și eu ca șef al unei instituții a statului. Președinții de consilii județene fac presiune politică și creează un avantaj infracționalității de mediu. Cel puțin infracționalității de mediu. Dar lângă infracționalitatea de mediu avem și infracționalitatea economică. Și poate ne-am dorit ca orice ca noi să vedem acțiuni ale cealaltor instituții vis-a-vis de această infracționalitate. Ele merg mână în mână. Deci, domnilor, economică este incredibil. Și de mediu. Amândoi v-ați lovit de lucruri, hai să nu spunem diferite, că toate sunt legate de mediu. Și identificați același vinovat. Bun, nu neapărat într-o persoană, același dar tipare. Același tipar. Același tipar în fiecare județ. Și noi